Bună tuturor. Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și ador parfumurile. Să le port, să testez, să le am și neapărat să vorbesc despre ele. Așadar, dacă sunteți în această zonă, dacă sunteți pasionați, pasionate de acest subiect, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe și clopoțelul. Astăzi, în acest videoclip, de fapt, stați un pic, înainte și înainte de toate o mențiune. Am pe listă la cererea dacă strălcesc numele îmi cer mii de scuze, oricum o să-l și scriu aici Domnului Eduard, Eduardo, da, încă o dată mii de scuze Dacă nu am reținut numele, oricum o să-l scriu aici <coughs> Mi-a cerut să fac un clip cu parfumuri purtate de bărbați Sau cum mi-ar plăcea să miroasă soțul meu Uh, acel videoclip îl voi face accept provocarea ca să zic așa oricum la noi cu parfumurile parfumurile soțului sunt și parfumurile mele da ok uh, și va intra chiar, uh, chiar următorul după acesta pe care voi îl urmăriți acum, întâi și întâi de toate scuzați uh, acest uh, cocuț dar mi este foarte cald și nu mai puteam să stau cu părul și să vă și zăpăcesc pe voi cum îl dau eu dintr-o parte în cealaltă. Ok, din nou două minute vorbite degeaba. Astăzi vreau să vin către voi cu o propunere de 10 parfumuri purtabile la un eveniment. Da? Este vară în afară de concedii, avem cu toții nunți, botezuri cu metri și așa mai departe, da? Iar eu am făcut o selecție cu mențiunea că parfumurile alese de mine sunt parfumurile pe care eu personal, um, din nou, în sfera zonei în care mă învârt eu, eu personal aș purta aceste parfumuri când și unde vă voi spune la fiecare în parte, da? Deci avem o selecție, nu neapărat un top, de 10 parfumuri purtabile la evenimente speciale. Am adus către voi uh, parfumuri tip Middle Eastern, da? Arabești. Dar avem și un parfum de designer, că mă tot uitam aici. Bun. Și întâi și întâi de toate, să începem să-i dăm drumul clipului. Vom vorbi despre alharamain Junon Roz. Da. Acest frumușel, acest superbisim, nu vreau să... A, nu reușesc să nu vorbesc, dar da. Ca să mergem pe repede înainte, fiind 10 clipuri, vă voi insera la fiecare parfum notele ca să nu vi le mai spun eu, fiecare parfum va avea undeva pe aici un print, o inserție ceva cu notele, da? Și ca de obicei, mie mi este foarte ușor, adică mi este mult mai ușor să vorbesc despre un parfum atunci când îl și miros. Așadar, am venit cu carnețelul de blotere. Să începem cu acest Junon roz. Um, îl puteți găsi pe site-ul celor de la Parfumas La 278 de lei, pe undeva pe acolo <coughs> Pentru fiecare veți avea link în căsuța de descriere a clipului Și acesta vine în format de 75 de mililitri Bun Să-l pulverizăm Oh, doamne Doamne Dumnezeule! Trandafir, floare de cireș o aromă pudrată, da? Migdale, amaretto, heliotrop sau mai pe românește, amoaj blossom love. Pentru că, da, acest parfum de la Alharamain este un dupe în proporție de 98% pentru Blossom Love de la Amouage, acesta de aici. Este o aromă pudrată, totodată este genul de parfum Beast Mode. Da? Acest parfum va zăbovi pe voi undeva fără exagerare la 12 ore. Da. 12 ore... Și nu vă gândiți, deci 12 ore cu o proiecție superbă, țineți-vă bine în primele 3-4 ore, iar apoi acesta, acest parfum nu rămâne la nivel de skin scent, da? Va fi în continuare pe voi și vă garantez că se va simți. Acest parfum chiar se simte. Um, am spus pudrat. Dar este strict în zona pudratelor. Nu tinde către. Nu știu dacă ați văzut, sunt acele parfumuri pudrate ce tind foarte mult totodată către zona aldehidică. Acest Junon roz nu face parte din această categorie. Este parfumul acela feminin, elegant, stilat, din nou, cum spun eu, parfum de cucoană. Este un parfum ce nu știu, țipă din toți plămânii, lux, bogăție, opulență, trandafirul din el, știți că eu nu sunt fană trandafiruri, însă, trandafiruri, da, trandafiri, Ana, trandafiri, nu sunt fană trandafiri, însă trandafirul din el este unul foarte portabil. Nu este genul acela de trandafir uh, nobil, uh, dulce, sufocant. Este acel parfum feminin, uh, floral, fructat, cu note de vanilie, ambră și greu de descris doar în câteva minute, pentru că având 10 parfumuri am zis uh, da, să aloc câteva minute fiecăruia. Este un pudrat cu cireșe, migdale și amaretto. Este o superbitate. Lichidul, din păcate, dacă vă îmbrăcați în culori deschise, să știți că pătează hainele, dacă dați pe haine. Eu, una ca să-l pot purta, mi-l aplic pe piele, însă pulverizez de la o distanță un pic mai mare și aștept să se, să se absoarbă, să intre în piele. Acest parfum l-aș vedea purtat, nu știu, la o nuntă, la o cununie, în calitate, o să râdeți, dar nu știu de ce acolo mă duce cu gândul, în calitate de soacră mică. Da, e acel parfum de soacră mică, o soacră mică, mândră, fericită, nu știu, este, este un superb, un superb. Și dacă tot am vorbit despre Junon roz, Rose, să vorbim acum despre Al Haramain Junon noir sau Dama Bianca, varianta de buget. Da. Acest parfum n-aveam cum să nu-l includ. Poate pentru voi unele dintre arome vă vor părea un pic prea mult. Ținând cont de căldura de acum de afară. Însă, eu am căutat să le asociez cu evenimente ce au loc seara, da? Adică, nu știu, eu una le port, toate care le veți vedea aici, le-aș purta în, în acest sezon cald. Uh, Junon Noir momentan nu este pe stoc, pe site-ul celor de la Parfumas, eu l-am prins cu. 259 de lei, dacă nu mă înșel, pentru 75 de mililitri. Însă, din nou, dacă vă activați notificarea prin e-mail, imediat ce va intra pe stoc, veți primi e-mail. Sau, dacă mă urmăriți și pe contul meu de Instagram, cum aflu că uh, revine ceva în stoc, eu pun la story. Și voi face tot posibilul să nu uit să pun și aici pe YouTube. Ok. Junon Noir. Junon Noir. Junon Noir. Este o vanilie atât de pufoasă, de cremoasă, că jur că nu are cum să fie un parfum arabesc. De altfel, nici Junon Roz. Nu ai cum să spui că este un parfum arabesc. Totuși, ambele vin de la Casa Al Haramain, o casă cu tradiție, o casă ce creează parfumuri atât de designer Middle Eastern cât și de nișă. Nu știu, acest parfum emana acea dulceață elegantă, stilată, classy, sofisticată, da? Da, eleganța aceea sofisticată. Este un pudrat, fructat, ușor citric, da, partea asta citrică îl ajută foarte mult în sezonul cald. Se simte foarte bine nota de violetă, însă nu este acea violetă grea, nu este acea violentă, violentă, violetă sufocantă, nu este. Nu știu, eu oricum mie una personal îmi plac foarte mult și parfumurile pudrate. Da? Iubesc, am început tot așa cam de un an de zile să întind mâna și către parfumuri pudrate. Însă, acest parfum este cea mai frumoasă aromă pudrată pe care eu am mirosit-o vreodată. Sincer, este parfumul ce face parte din categoria magnet de complimente. Nu ai cum să să porți junon noir și pur și simplu să treci neobservată. Asta garantat. Nu, nu, nu există așa ceva. Dacă porți junon noir, toată lumea va ști că tu porți junon noir. Și uh, dacă junon roz l-am asociat uh, soacrei mici, junon noir cu siguranță este parfumul pentru soacra mare. Da? Uh, Fiind și eu mămică de băiat, mă mai alint acum cu voi da? Dar cu siguranță, Junon Noir, din nou, fiind mamă de băiat, cred că l-aș purta La nunta fiului meu, dacă mă va ține Dumnezeu până atunci, l-aș purta cu siguranță Sunt două parfumuri cei drept, nu chiar de buget Însă, decât, nu știu Adică ați putea economisi două luni ca să vă achiziționați unul. Zic și eu, acum nu știu cum vă împărțiți voi bănuții și așa mai departe. Eu una personal cam așa am făcut. Da? Am renunțat din a cumpăra anumite parfumuri în varianta full size, blind. Am achiziționat mostre, iar cu banii economisiți, ca să spun așa, am achiziționat pe rând fiecare din cele două. Și credeți-mă că nu regret nicio clipă, dacă stăm să analizăm altfel și așa faceți o economie, chiar dacă ele sunt 278, 280-290 de lei fiecare Deoarece Amouage, Blossom, Love, nu am idee, în momentul de față oricum o să vă inserez cam care este prețul lui Și Dama Bianca la fel, deci ele nu au prețuri, au prețuri cu mult, mult, mult peste să trecem la următorul, care eu îl am în varianta de mostră, eșantion mai precis, de la Dubai Collection, în urma unei comenzi. Și vorbim aici despre Chisa. Dacă spun bine, o să vă las sticla aici, prezentarea. Din ceea ce am văzut pe site-ul, pozele de pe site-ul celor de la Dubai Collection, sticla arată fenomenal. Am mai văzut eu niște reel pe Instagram la Paris Corner, pentru că de acolo vine acest parfumel. Și pe site-ul celor de la Dubai Collection, în afară de eșantion, îl puteți găsi stick la full size, 170-175 de lei pe undeva pe acolo și am un cod de reducere. Dacă doriți să-l folosiți, vă mulțumesc, dacă nu, din nou vă mulțumesc. Și să vorbim un pic despre acest minunat care a intrat pe lista de achiziții. Da, am nevoie de sticla full size, bidon cum zic eu, de 300 de mililitri, 500 de mililitri dacă se poate, din acest parfum. Pentru că el este un floral fructat, moscat. Vai cât de fin este! Avem citrice proaspete, avem note florale. Este undeva pe acolo o portocală dulce, zemoasă, cărnoasă, urmată de iasomie, ghimbir. Și o magnolie grațioasă care îi conferă cremozitate și eleganță, da? ca să continuăm să zugrăvim frumos. Ce mi-a plăcut foarte mult la acest parfum este că, testat pe, pe piele, când, când a venit coletul și am testat mostra pe piele, în dry down am impresia, nu știu ca să vă faceți voi o idee, în proporție de 20% merge în zona cerutii 1881. Dar atenție, în proporție de 20%. Să vă faceți o idee cam uh, care ar fi originea. Nu originea, că este una de neoriginal. Zona în care tinde el. Da, zona este cuvântul cel mai ok. Chisa fiind însă mult mai complex, mult mai elegant și mult mai proeminent. Chiar dacă face parte oarecum din categoria de parfumuri în genul Ceruti 1881. Chisa este mult mai performant, mult mai complex. Nu știu, este o minunăție de parfum. O minunăție. L-aș vedea purtat la un botez, da? În calitate chiar de mămică a copilului botezat, de invitată sau de ce nu la o Nuntă în calitate de domnișoară de onoare. Nu știu, are acel izdiafan. Eu... Nici nu m-am uitat dacă este sau nu unisex. Însă, din punctul meu de vedere, îl simt înclinat mai mult către latura feminină, acest chisa. Da, este foarte frumos, foarte... Foarte ușor de purtat. Este genul acela de parfum versatil. Da? Superb. Superb, superb și chiar am nevoie de sticla mare. Bun. Am zis că nu mai comand, nu? Așa am zis. Următorul de pe listă. -avea cum să, nu aveam cum să nu introduc în această selecție un parfum al casei mele preferate Middle Eastern și anume Ahmed al Maghribi, și vorbim aici despre șai da șai care nici n-am scos bloterul pentru că dacă e Ahmed nici n-ar trebui să pulverizez pe bloter e suficient un puf două în aer și aia e pulverizatorul vis Uf, un parfum proaspăt, dar ușor dulceag totodată. Nu mai gata, v-am zis că s-a terminat în cameră. Nu, cred că și ai trebuia să-l pulverizez pe undeva pe la final. Se deschide cu o piersică superbă. Superbă. Floare de măr, o lavandă fină și o picătură de șofran. Nu vă speriați, nu este uh, ADN-ul acela old school middle-easter. Când spun șofran, nu. Este foarte puțin aici și este foarte bine blenduit cu piersica, floarea de măr, lavanda, da. Însă, acest parfum evoluează. Nu este un parfum liniar. Și pe măsură ce el se dezvoltă, apar ananasul, notele lemnoase și puțin lem de agar. Și când spun puțin lem de agar, chiar este foarte, foarte puțin, deci este nu știu, este o picătură, nu este ceva să vă sperie, nu este din nou, ADN-ul acela old school Middle Eastern În uscare se usucă foarte frumos, se usucă moscat. Apare un Trandafir sălbatic, se simte ambra, se simte vanilia. Și e genul de parfum care cu siguranță vă va uh, face remarcate, da? Chiar este genul acela de de parfum. Nu știu, superb, superb, da? Unde m-ar duce pe mine cu gândul să-l asociez cu tema clipului de astăzi? Nu știu, l-aș vedea purtat de către o nașă, dar o nașă de cununie. De la nuntă, da? Nu nu nașa de botez, deoarece la botez nașa mai este cu copilul, iar acesta este un parfum foarte, foarte proeminent, foarte in your face, persistă de bubuie, proiectează la fel, deci, nu știu. Uh, deci, rămâne pentru nașa de cununie acest parfum, deoarece, pentru că și fiindcă este de la casa Ahmed, implicit este o bombiță. Următorul, însă, este acel parfum pentru nașa uh, de la botez. Și vorbim aici despre Anaï, Anaï, Anais Anais, premier delis. Da? Nu prea ați văzut uh, parfumelul acesta pe canalul meu. L-am achiziționat, dacă nu mă înșel, acum o lună, două luni, nici nu mai știu. Știu că a fost o promoție foarte faină pe site-ul celor de la Zivada. Și am zis, uh, ok, am văzut eu pe acolo, pe la note, cacao în bază. Zic, opa, vii cu mine sau te iau. Dacă ai cacao în bază, nu stăm la discuții pulverizatorul, o să râdeți, că totuși vorbim de cașarel, nu este atât de wow. Precum este pulverizatorul de la Ahmed, de exemplu. Da, știu, v-am zăpăcit cu Ahmed. Acest parfum se deschide foarte frumos, foarte vesel, foarte tineresc. Avem o pară, avem bujori, avem citrice, simt puțin și nota de cacao. Eu, una personal, aș fi vrut să o simt mult mai mult. Este cacao, dar este undeva acolo pe fundal și este vag, nu se simte atât de wow. Se deschide dulce, gurmand, iar în, în uscare merge către zona de dulce floral. În uscare și eu îl percep că sara ar măna oarecum cu irresistible. Însă, din ce mi-am amintesc că și ieri vorbeam cu Iza, ca de obicei, am testat acum ceva timp în urmă irresistible. Nu mi-aduc aminte foarte, foarte clar cum, cum l-am perceput la momentul acela însă din ce din vaga mea amintire uh irresistible în uscare mi se pare mult mai dulce decât uh, acest, uh, decât acesta de la Cașarel. Dar da, per ansamblu este acel uh, parfum uh, dulce, floral, uh, vesel, jovial. L-aș vedea l-aș vedea all season, dar uh, nu știu, mult mai mult uh, partea asta uh, mai caldă a anului, primăvara, vara undeva pe acolo. Și ca să îl asociez cu eveniment, un eveniment mai deosebit, dar v-am mai spus, dar mă repet, nu contează, este uh, parfumul, din punctul meu de vedere, perfect pentru uh, o nașă. În ziua botezului, în ziua petrecerii Nu știu, nu are nimic uh, să deranjeze, nimic opleșitor uh, Poți ține copilul în brațe, nu este ceva să-l deranjeze Nu este, cum am spus și mai înainte, ceva în zona șai uh, de la Ahmed al Maghribi Următorul, următorul este elefantul din toată selecția și o să ziceți că sunt nebună, însă, pur și simplu, acest parfum de când l-am achiziționat îl miros la atomizor și, eventual, mă mai dau un puf pe mână. Dar, cam evit să fac lucrul acesta, deoarece, peste câteva zile, juniorul meu va face vârsta de. va împlini 4 ani și uh, eu, în fiecare an, am asociat ziua lui de naștere, adică, nu știu, v-am mai spus, mie îmi place să. Asociez parfumul cu o amintire, să creez amintiri olfactive, da? Pentru mine, oarecum, duc parfumul în zona de artă, de alte chestii. Zugrăvesc imagini cu el, îl leg de oameni, de momente, de locuri, dar să nu vă mai plictisesc și să vă vorbesc despre acest parfum care va fi parfumul cel voi purta la ziua fiului meu și este nimeni altul decât Afnan Edict Masktic. Da, nu vreau să... o să vi-l arăt așa pentru că nu. Bun. Cu acest parfum, nu mai știu, mă întrebase o cunoștință de el și am zis să-i dau linkul și din obișnuință am intrat pe Google și în loc să scriu Parfumas, pentru că eu de acolo l-am achiziționat, am scris Mask tic Și mi-au apărut, bineînțeles, variantele de vânzare. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru că este un unisex, mi-am luat șocul vieții mele, în sensul că acest Mask tic pe site-ul celor de la Notino, țineți-vă bine, costă 492 de lei. 492 de lei? Uh, în condițiile în care eu l-am achiziționat de la. Hai că dacă țin așa, nu mai reflectă. Eu l-am achiziționat de la Parfumas cu uh, 292 de lei. Da? deci o diferență de 200 de lei. Da, no coment Fiecare își face prețul cum considere, însă și noi clienții cumpărăm de unde considerăm mai convenabil, nu? Aia e. Doamne. Doamne Dumnezeule. Fuh. Este un parfum nuclear. Credeți-mă. Este. De, deci nu ai cum cu el, da? Este cel mai scump și luxos mosc floral ever. Nu există, din punctul meu de vedere, și știți că am dat iama în Moscuri, nu există un mosc mai frumos. Mai luxos, mai stilat decât acest musctic de la Afnan. Deci nu există. Parfumul acesta, ai impresia că nu este pământean, nu pământesc, nu am cuvinte. Este o, o aromă. Deci nu întâlnește așa ceva. Nu ai cum să întâlnești această aromă de mosc la niciun alt parfum de designer și, o să-mi iau hate, la niciun alt parfum de nișă. Moscul acesta din Mask Tick nu există nicăieri. Nu. Este parfumul acela One Man Show. Este parfumul acela pentru lumina reflectoarelor. Este parfumul acela care rupe capete, nu le întoarce, pentru că în momentul nu ai cum să, să nu primești complimente, nu ai cum să nu fii remarcat sau remarcată pentru că este pur unisex acest parfum atunci când îl porți. Parfumul pentru covorul roșu, miroase elegant, miroase luxos, miroase scump, este cel mai luminos most care există. Deci, nu, nu am cuvinte. Parfumul acesta este, muscul acela luminos, curat, luxos, după cum am mai spus, condimentat foarte, foarte slab. Foarte slab. Trebuie să stai și să analizezi foarte mult parfumul acesta ca să îi poți simți cardamonul și șofranul. Sunt nu știu, sunt exagerat. Este ca și cum ar fi decât o atingere a acestor note. Și pentru că este un parfum prin definiție unisex, total unisex, nu-l văd să încline mai mult. Stați un pic între timp, să șterg puțin sticluța, pentru că are niște amprente, gata. Este. Total unisex, unisex prin definiție, este fix, cum spun eu, la jumătatea drumului. Nu înclină mai mult către niciunul din genuri. Nu înclină mai mult către partea feminină, nu înclină mai mult către partea masculină. Este unisex prin definiție. Și pentru că este un parfum unisex prin definiție, și pentru că am spus că este acel parfum One Man Show, parfum de covor roșu, parfum de lumina reflectoarelor, eu aș vedea acest parfum purtat în ziua anunții, ă, asta dacă sunteți în latura asta, purtat de către mire și mireasă. De ce spun asta? O să vedeți în clipul următor cu parfumuri bărbătești. Eu port și iubesc și primești și complimente și de la femei și de la bărbați anumite parfumuri din colecția soțului meu. Așadar, acest masctic tic e una personal pentru gusturile mele și pentru felul în care percep eu parfumurile, îl văd purtat de către miri în cea mai importantă zi și cel mai frumos eveniment din viața lor, da. Dar abia aștept să vină ziua fiului meu ca să îl pot purta și eu, deci gândiți-vă de cât timp îl am, nu mai știu, vă las aici că știu că am filmat unboxing-ul pentru el și eu nu l-am purtat, da, deci nu l-am purtat pentru că vreau să să leg ziua fiului meu de patru ani, aniversarea de patru ani a fiului meu cu acest Parfum. Bun, dacă Masctic este parfumul pentru mire și mireasă, haideți să trecem la un parfum de mireasă. Și în opinia mea, suvenir Floral Buchet de la Afnan este acel parfum de mireasă. Uh, ambalajul în sine, da? Vedeți, parcă este un buchetel. V-am zăpăci și când am făcut unboxingul cu el, dar nu am nicio sticluță cu un ambalaj atât de, atât de deosebit. Da? Aici avem niște trandafiri încrustați, foarte, foarte frumos. Și, din punctul meu de vedere, din nou, acest. Suvenir Floral Buchet este parfumul de mireasă de vară da, pentru sezonul acesta. Suvenir Floral Buchet sau mai pe românește, cum zic eu, Delina varianta de buget. Da, pentru că acest parfum este Delina. În proporție de 95%, da? Este acel parfum feminin, diafan, dar și elegant totodată Are și ceva uniz romantic, nu știu, ceva gingaș în el Sunt foarte, foarte bine dar super, super bine îmbinate notele de bujor, trandafir și vanilie. Da? Este un mix, sunt foarte bine blenduite, foarte bine sudate acolo. Iar în urma acestui mix rezultă un miros oarecum dulce floral, <coughs> ca de obicei, înghețată sau apărece la mine. Rezultă acest miros dulce floral, dar nu vă gândiți la dulcele acela ce duce în zona gurmandă sau la dulcele acela copleșitor. Nu, deoarece este echilibrat perfect, perfect, perfect prin notele de rubarbă și bergamotă. Este un Dulce acrișor? Da. Nu dulce acrișor, nu e. Este foarte feminin și foarte persistent. Și când spun foarte persistent, mă refer la faptul că eu am această sticluță de două luni din nou. Unboxing-ul vi l voi pune aici, dar dacă nu două luni, trei luni. Am impresia că trei luni. Acest parfum în tot timpul acesta s-a macerat. Acum, în urma macerării, a ajuns la un miros mult mai cremos și mult mai apropiat de delina. La început, când l-am primit, a fost o ușoară notă astringentă. Notă care a dispărut complet. Oricum, pentru acest parfum vreau să achiziționez un decant din Delina, pentru că nu am Delina, doar l-am testat. Și voi face o, un clip dedicat cu o paralelă, pentru că acest suvenir floral buchet, într-adevăr, mi se pare cea mai apropiată versiune cea mai apropiată variantă de, de lina, de original Și da, este gingaș, feminin, romantic Și din punctul meu de vedere este acel parfum pentru o mireasă în toiul verii Nu, nu este dulcele acela copleșitor După cum v-am spus, este echilibrat de rubarbă și bergamotă E un dulce-acrișor, e ceva, nu știu, divin, divin. Acum, mai avem uh, trei parfumuri, însă pentru fiecare vă voi pune aici uh, poza de prezentare, deoarece eu pe toate trei le am în, uh, în variantă de mostră, de eșantion. Dar toate trei sunt pe lista de cumpărături. Și voi începe cu un parfum, tot de la Parfumas, de la Zimaia de data aceasta, și anume Roses are White. Da? O să vă las aici poza. Este o apă de parfum la 100 de mililitri, undeva pe la 89 de lei, dacă nu mă înșel. Și voi deja ați văzut sticluța. Acest parfum este... Este inspirat din Bayredo Rose of No Man's Land. Vă las și originalul aici. Este un parfum cu trandafir și în notele de vârf și în notele de mijloc. Și o să spui, ok, stai puțin, tu nu iubești trandafirii, de ce vrei să-l cumperi? Vreau să-l cumpăr deoarece este unul din cele mai frumoase parfumuri cu trandafir care le-am testat. Pe care eu le-am testat. Da? Nu am simțit niciodată un trandafir atât de nobil, atât de catifelat, atât de bogat, atât de elegant, luxos, tot ce vreți voi la superlativ în sensul bun, ca în acest parfum. Nu, este acel trandafir nobil uh, și matur totodată. Da, nu vă gândiți la trandafirul acela vesel, jucăuș, tânăr, verde și așa mai departe. Nu. Este un miros dulce, dar nu dulcele acela gurmand și nici dulcele acela uh, sufocant. Deoarece trandafir firul din el este oarecum susținut, nu știu cum să mă exprim, de o floare de zmeură. Deci este are și ceva uh, fresh, citric. Are ceva acolo, nu este trandafir și atât, nu vă gândiți la trandafirul acela vintage, la trandafirul acela bulgăresc, nu. Este altceva aici. Uh, nu cunosc originalul, nu cunosc parfumul de la Bayredo, însă acesta de la Zimaia se simte ca o combinație exclusivistă, da? Nu știu, are ceva aparte, deci pentru 89 de lei... Nu, parfumul ăsta miroase foarte, foarte scump, foarte scump mai este pe undeva pe acolo și un piper roz, ce îi conferă o, o strălucire, o, nu știu, îi conferă o prospețime strălucitoare. Da. O prospețime strălucitoare. Îi conferă nota de uh, piper roz. Dacă sunteți în zona de parfumuri cu trandafir, go for it blind. Este, deci din nou, mă repet, nu iubesc trandafirul, însă acest parfum m-a șocat în sensul bun al cuvântului. E nota aceea, nu știu, e combinația aceea, pur și simplu atunci când îl miroși, eu una când îl miros, eu și vizualizez un trandafir catifelat, roșu, vișiniu, așa, da? Ceva între. Un trandafir nobil, un... Nu, este Superb, superb. Deci este un parfum superb. Și ca să ne continuăm uh, jocul cu parfumuri asociate cu evenimente, și ca să-l condimentăm puțin cu acest uh, parfum. Unde ești? Aici. Cu acest parfum de la Zimaia, aș vedea odată. Deci, dramatizăm acum, da? Ducem. Ne jucăm un pic altfel. Condimentăm puțin jocul. Uh, aș vedea o dată pe iubita, fosta iubire a ginerului, a mirelui, da? Uh, iubirea aceea din trecut care vine, apare din neant la nunta ta, la căsătoria ta și pur și simplu. Te face să devii ușor agitat, ușor nostalgic și îți creează așa o senzație, faza aceea de îți tremură genunchii, mai pe românește, da? Pentru că parfumul ăsta, nu știu, are ceva misterios, sexy, provocator, o tentă dark, dar nu știu de unde acest parfum cu siguranță mă veți vedea cu sticla plină și din nou eu nu iubesc randafirul, dar pur și simplu mi-a dat de cap. Nu înțeleg de ce costă 89 de lei, sinceră să fiu. Nu. Superb, 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 superb. Trecem la următorul, la penultimul. M-am uitat să văd cât am filmat, 44 de minute, deci eu fac ce fac și tot mă duc într-o oră, da? nu mai contează. Vorbim aici de 9pm pur fam, tot de la Afnan. Din nou veți avea aici imaginea cu sticluța. Sunt în proporție de 80% tentată să cumpăr acest parfum. Am mai căutat pe aici, colo, prin, pe YouTube, prin online. Și sunt multe, multe voci, l am dărâmat, sunt foarte, sunt foarte multe voci care spun că acesta ar fi un uh, dupe pentru uh, Atomic Rose de la Inisio, Inisio, vă las poza și cu acela. Dar totodată sunt foarte multe voci care spun că acest uh, parfum se aseamănă cu... Uh, Bade alud Amethyst de la Latafa, nu știu, eu acel parfum știu că l-am testat la o, la o insuliță din aceasta arăbească și nu mi-a plăcut. Pe când acesta de la Afnan îmi place, adică nu știu cât uh, în percepția mea, în accepțiunea mea, nu prea le-aș vedea chiar atât de asemănătoare. Mai ales că, din nou, acela de la, la tafa nu mi-a plăcut, acesta îmi place. Dar, ăsta e tot farmecul jocului în parfumerie, percepțiile, da? Fiecare nas simte altceva, fiecare nas simte altfel și fiecare piele dezvoltă altfel parfumul respectiv. Pentru mine, acesta. Este un parfum fructat, lemnos, dominat de trandafir, însă nu este acel trandafir din cum te numei tu, din Rose Zar White. Cu toate că în viziunea mea, trandafirul din acest parfum este roșu, da? În fine, nu este vorba de același parfum, de același trandafir Acolo aveam un trandafir uh, nobil și catifelat. Aici avem unul jucăuș tânăr, îmbrățișat oarecum de uh, o notă, un acord de zmeură și totodată are un hint verde, un hint mentolat, dar nu vă gândiți la. Mentolul acela din guma Orbit sau. Este o atingere foarte, foarte fină. Este ceva ca și cum din nou, de abia a trecut pe acolo. Se resimte din când în când, hintul acesta verde mentolat. Nu, nu este tot timpul prezent acolo. Nu l veți simți în permanență. Dar totodată are și ceva dark. Are și ceva misterios, este, este un parfum versatil și acesta, din nou All Season și la o nuntă, pentru că acolo îl văd, este mai mai puternic, din nou, nu știu, eu una personal, fiind și mamă, eu botezul îl asociez cu parfumuri mai diafane, parfumuri mai legere. Acesta, 9PM, nu, nu, face parte din această categorie. Este mai genul acela bold, da? este opulent, este alta, altă poveste. Dar, nu știu, are și ceva dar, are și ceva misterios. Este așa un amalgam, Emană senzualitate, nu știu, îmi place foarte, foarte mult acest parfum. Și da, în calitate de invitată la o nuntă, cu siguranță seara la restaurant sau unde se ține evenimentul, aș purta acest parfum. Da? Este. Nu știu. Superb, superb, superb. Și acum vom trece la ultimul, dar nu cel din urmă care tot așa, tot în variantă de mostră lam și vorbim aici de un parfum de la Dubai Collection și anume Stellar Mask de la Casa Hadlaj din nou, are o prezentare deci eu când am văzut sticluța pe site am leșinat el este un parfum unisex inspirat din, dintr-unul de la Bulgari, las și pe acela aici, că nu nu rețin acum. Uu, este acel grefrit suculent și răcoros. Ghimbir, moș calb. Deci, în momentul în care am pufăit și am dat așa cu plotăr, pur și simplu mi-a intrat chiar și în gură. Deci nu, numai că miros, îl miros, și simt la gust. Vai! Vai, 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 vai. Este un unisex. Dar, venind de la casa Hadlaj, o casă cu reputație, o casă cu renume, o super casă, eu de la Hadlaj mai am masca al Sahra, la fel, sau Mask Sahra, vă las aici, un unisex, nu știu, divin, divin și acela mergea inclus aici, însă am zis să nu repet parfumurile și să vă vorbesc de alte arome, chiar dacă 4 patru, patru din ele, 4 din 10 au fost în variantă de mostră, de eșantion aici din nou mă repet avem acel grefruit suculent, răcoros, ghimbir, moscalb. Are ceva. El pe site este um, am spus că este listat ca fiind parfum unisex. însă are ceva ce mă duce cu gândul nu știu. La o nuntă pe plajă. Nu vă gândiți că are note marine sau ceva de genul. De fapt, nici nu știu. Vă las aici notele. Dar ce resimt eu? Asta resimt. Citrice revigorante, ghimbir și finețea aceea a moscului alb. Și dacă ar fi să fie, nu știu, un eveniment, o nuntă pe plajă, eu cu acest parfum aș parfuma mireasa. Da. E genul acela fresh, dar un fresh cu clasă. Și am spus că aș parfuma mireasa, însă, din nou, la fel ca și uh, Mask de la Afnan, nu este un parfum care să încline mai, mai mult sau mai puțin către unul din uh, genuri. Nu, și acesta uh, Stellar Mask de la Hadlaj este pe linie dreaptă, da? Este fix uh, unisex prin definiție, nu înclină mai mult către latura feminină sau masculină. Dar nu știu. Eu uh, folosind și iubind foarte mult și anumite parfumuri bărbătești, dacă ar fi să fiu mireasă și să-mi fac nunta pe plajă, aș purta acest parfum cu siguranță. Are acel ceva, nu știu, e foarte greu de descris în cuvinte. Da? Chiar dacă a, poți să ziceți, pe păi ce, e un citric, un parfum fresh, bla bla bla. Nu! Ori moscul, ori acordul de ghimbir cu mosc, nu știu, Emană eleganță, emană lux, emană opulență. Este divin divin. Și da, am nevoie de el în viața mea și deja am bătut apropo soțului. Dar să vedem, poate îl voi primi și eu că. Da, eu și glumele mele de gara de nord. Ok. Uh. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Mi-ar plăcea foarte mult să îmi faceți și voi o selecție, un top cu toate că eu nu pot face din nu pot realiza cu aceste 10 parfumuri un top deoarece toate îmi plac în egală măsură. Dar mi place, mi-ar plăcea să văd în comentarii variantele voastre, propunerile voastre, ce ați purta la o nuntă, la un botez, da? Să discutăm cum o facem noi, tot timpul, aici la mine pe canal, atunci când YouTube-ul mi oferă notificările pentru mesajele voastre. Și ca să fiu spontană și să fac așa o năzbâtie pe pe final de clip, fac lucrul ăsta pentru că am schimbat ieri câteva cuvinte cu ea și am rămas așa, nu știu, flatată, emoționată de faptul că mi-a urmărit câteva clipuri, este și abonată și mi-a și comentat și vorbim aici despre um, Cristina Cristina Preda, emoțiile, v-am spus, da? Emoțiile. Uh, vă las, dar oricum cu siguranță o cunoașteți. Și după cum spuneam, ca să fiu așa spontană pe finalul clipului, um, vreau să văd Cristina propunerile tale, tot așa, dacă vrei să faci o selecție de 10 sau 5 sau câte parfumuri vrei tu, uh, mi-ar plăcea să văd propunerile tale, sinceră să fiu, nici nu știu dacă ai ceva de genul pe, pe cont, dar, din nou, mă repet, mi-ar plăcea să văd uh, propunerile tale de parfumuri pentru evenimente speciale. Da? Uh, vă, din nou, vă mulțumesc din suflet pentru susținere, pentru vizionare, pentru abonare, pentru faptul că vă reîntoarceți aici. Uh, domnul Eduard, Eduardo, deci tot mii de scuze. O să scriu numele aici, nu pur și simplu nu rețin. Următorul clip va fi clip cu parfumuri bărbătești. Unele sunt unisex, să știi de acum. Ok, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Uh, vă doresc zile superbe, aștept cu nerăbdare, cu nerăbdare să-mi scrieți în comentarii ce parfumuri purtați voi la, la evenimente. Uu, am vorbit mult! Uh, ce parfumuri purtați voi la evenimente. Din nou, în descriere veți avea link pentru fiecare parfum în parte. Uh, Roj 25 pe Dubai Collection va aduce un discount de 5% la orice achiziție, inclusiv mostre da? Dacă vă luați mostre de acolo, funcționează și pentru mostre um, Vă îmbrățișez, vă pup cu mare drag și până data viitoare să fim cu toții fericiți, liniștiți, relaxați și neapărat parfumați Vă pup cu drag!